Cum a fost posibil ca premierul să folosească angajate ale guvernului pentru comunicarea internă a campaniei în PNL? Repet, la acest subiect a răspuns premierul în conferință de presă. Am văzut că au fost 4, 5, 6 întrebări pe acest subiect. N-am da, dar s-au schimbat câteva lucruri de atunci. Cineva și-a dat demisia, deci automat a fost un efect. La acest subiect premierul a răspuns, nu am nimic adăugat, nefiind un subiect pentru din care eu s-am sau despre care eu s-am date suplimentare. Și atunci n-aș face decât să speculez. Dar în coaliție premierul, pentru că în momentul în care apăruse acea suspiciune sau dosar în care erați dumneavoastră citat, știm că au fost și discuții inclusiv la nivelul guvernului. Dumneavoastră acum cu premierul ați vorbit despre situația. Pe acest subiect, în mod particular, nu, ieri am avut agende diferite, nu ne-am întâlnit, n-am discutat. De aceea vă spun că neavând date suplimentare, n-am ce speculație să fac pe acest subiect. Dar după ce veți avea date suplimentare, veți lua măsuri în coaliție, veți cere măsuri în coaliție? Repet, este un subiect la care premierul a răspuns, fiind o chestiune legată de echipa domniei sale. Nu am ce să adaug suplimentare aici. Atunci vi se pare normal, dacă pur și simplu, vi se pare normal ca în guvern etic să folosească? Vorbind. Da, etic vorbind. Repet, la acest subiect, premierul a răspuns, ați avut ocazia să-i adresați întrebări, ați primit răspunsurile domniei sale. Nu am de ce să speculez, pentru că n-am informații despre acest subiect, neavând nicio legătură cu subiectul, de ce să intru așa ca un chibiț la fotbal? Nu e caz. Haideți să ne detașăm puțin de premier, să vorbim în general. Se poate, este posibil să se folosească angajați din guvern pentru comunicarea internă din partid? Este foarte important ca fiecare angajat să-și respecte domeniul de activitate, fișa postului și instituția în care lucrează. Acesta e un principiu general pe care respectăm cu toții. Este o valoare în care credem foarte mult la USR Plus. În rest, dincolo de asta, pe acest subiect în particular, neavând informații, nu am de ce să comentez.